Miercuri 23 octombrie 2019, peste 400 de oameni, majoritatea tineri, l-au condus pe ultimul drum cu ochii în lacrimi pe Traian Maxim în localitatea Somașul Dorhei, județul Sălaj. Ne-am fi dorit să ne vedem la nuntă în asemenea condiții, spunea mulți dintre cei prezenți care aveau o mare durere în inimile lor, văzându-l pe Traian în sicriu. Echipa ZTV transmite condolențe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Să-i se ierte lui toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Cu lacrimi de sânge, să le spui curat că m-am însurat, cu mândră creiasă a lumii mireasă, că la nunta mea a căzut o stea. Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului Tău! Sfânta Evanghelie după Matei citire! Mărire Ție, Domne, mărire Ție! Să nu mă minte în vremea aceea cei 11 ucenici au mers în Galileea la muntele unde dea poruncilor Iisus și văzându-i s-au închinat ei care se îndoiseră. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească veșnica lui pomenire! Let's go!
va mântuși și va ieșa și va ieși și pe șune va plea. Purul nu vine numai să fure, să junghe și să piardă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă liber șur. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel drept. Ai, nu plângi acolo în cer, ai, nu plângi în cer, ai, 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 ai